Teatrul George Ciprian a pregătit și anul acesta un eveniment artistic pentru a marca sărbătoarea Unirii Principatelor. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, publicul nu va putea participa fizic, programul fiind organizat online duminică pe 24 ianuarie. Teatrul George Ciprian, cu sprijinul Consiliului Județean și în parteneria cu Centrul Județean de Cultură și Artă, marchează cei 162 de ani de la Mica Unire printr-un eveniment online. Acesta este disponibil pe pagina de Facebook, dar și pe canalul oficial de YouTube al Teatrului George Ciprian. Evenimentul va începe la ora 10 printr-un spectacol realizat de către Teatrul George Ciprian intitulat În numele Unirii. Evenimentul include și un program muzical susținut de artiștii Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău. În cea de-a doua parte a evenimentului puteți urmări un moment muzical realizat de către Centrul Județean de Cultură și Artă cu dirijor Sorin Mandache, iar soliștii sunt Filoftea Drăghici și Ion Băicuș. Spectacolul este gratuit și poate fi urmărit prin accesarea paginii de Facebook a Teatrului George Ciprian.